Mi-a plăcut la nebunie aia cu Hrebe, care a făcut mărturisiri, care și-a recunoscut o parte din vină. Alo, domnul Hrebe, la mărturisiri e ca la Gagiș, bre. Ori e, ori nu e. Ce e aia o parte din vină? Partea întâi sau care? Recunoașteți în episoade sau cum? Deci ori e, ori nu e, domnul Hrebe. Acum ce facem? Judecăm furtul ca offside-ul? Stai că parcă n-a băgat toată mâna. Stai că parcă n-a fost contact cu banii. Că se vede fanta de lumină. Totdeauna am admirat la bandiții ăștia bătrâni că au așa un aer de înțelepciune, mă. Ei îți lasă senzația că în timp ce te fură îți fac un bine. Că în timp ce îți bagă mâna în buzunar, ei de fapt salvează lumea. Uite cum îl învăța Hrebe pe Năstase să facă deal-ul. El a crezut că sunt foarte supărat. Am avut o discuție cu el în octombrie 2002 și i-am zis: mă, Adrian, nu sunt supărat deloc. Dimpotrivă, eu sunt bucuros că mi-ai luat o chestiune de pe creier, pentru că tu ai început să faci presiuni foarte mari. Nu știu câți bani vrei să faci tu. Tu știi, eu nu știu. Dar eu, dacă aș fi în locul tău, uite cum aș face. Mi-aș lua un partener doi, oameni de afaceri mari și foarte serioși, cu care aș face niște deal-uri. Iar cu restul sunt cel mai curat om din lume, pentru că sunt premierul acestei țări. Dar ce dracu, băi, Adriene, ești premierul acestei țări. Hai, faci deal-ul, îți iei banul, dar să nu uiți, bă, că ești premierul acestei țări. Totdeauna se găsesc sfătoși din ăștia. Băi, eu dacă aș fi în locul tău, fii atent cum aș face. Aș face așa și pe dincolo, nu fi prost. A ieșit bine. Până la urmă a ieșit bine, nea Viorele. Matale la Bulău, nea Adi la Bulău. Tare deal-ul ăsta. Auzi, și mai ai deal-uri de-astea cu vreunii de prin politică? Măcar să știm și noi cine se pregătește. Și încă ceva la Borfaș. N-am fost chemat niciodată niciunde, dar n-am niciun fel de probleme. Stau de vorbă cu oricine și nu-mi e frică. Să vă spun și de ce n-am probleme, ca să mă înțelegi exact. E o discuție cu Adrian Năstase, că e la modă astăzi, da. Eu lucrez cu Năstase din 1994 și vă și spun că în 1992 eu l-am pus șeful Camerei Deputaților. Da, da, borfașii au și chestia asta. A, îl cunoști, mă, pe Clinton? Eu l-am pus, bă, președintele Americii, da. Dar pe ăla care a fost pe lună, îl știi, mă, pe trompetist, pe Armstrong ăla. Eu l-am trimis, mă, acolo. Auzi, nea Viorele, o știi, bre, pe Chioveșii? Bă, nu știm exact cine a pus-o acolo, dar vorba aia. Să-i dea Dumnezeu sănătate, ha?